Numărul cazurilor de COVID crește de la o zi la alta. În data de 27 iulie, în județul Iași, au fost confirmate 328 de persoane infectate cu coronavirus. Cu toate acestea, ministrul sănătății Alexandru Rafila rămâne optimist în ceea ce privește valul al șaselea. Este în mod evident o evoluție care este preocupantă pentru Ministerul Sănătății, pentru autoritățile de sănătate publică. Ne pregătim pentru un număr de cazuri ceva mai mare la spitale, la secțiile terapie intensivă. Din fericire, în momentul de față, la nivel național, numărul de paturi ocupate nu depășește 15% de paturile COVID, 12% pentru paturile ATI, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să dezvoltăm serviciile ambulatorii, încât să putem să asigurăm și tratamentul ambulatoriu, nu doar cel spitalicesc, pentru cei care au nevoie. În spitalele din județul Iași sunt internați 63 de pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2. În urmă cu două săptămâni, numărul acestora era de 3,5 ori mai mic. Ieșenii interveviați nu se sperie de COVID. La modul că lumea oricum nu are încredere, deci o să mai reușească să nu nici lumea în casă. Nu o să mai reușească nici să-i oblige să poarte măști. Și până la urmă, microbul a ajuns în populație, virusul. Și la lume, cine a avut de făcut anticorpi, a făcut. Sunteți vaccinat? Nu. De ce nu ați ales să vă vaccinați? Păi, nu opri nimeni niciodată nicio gripă. Niciodată nu a reușit cineva să oprească o gripă, fie prin vaccinare, fie prin măști, fie prin astea. Cel mult unde ce tinit răspândirea. A început din nou să crească cazurile de COVID. Cum credeți că va evolua din nou pandemia? Nu știu să vă spun. Depinde de imunitate, de fiecare cum își apără corpul cu pastile, cu ceaiuri, cu vitamine. Deocamdată noi n-am avut nicio problemă, nicio familie. De ce credeți că au început din nou să crească cazurile acum? Pentru că nu, chiar nu am nicio explicație. Din cauza că s-au lăsat restricțiile, poate din cauza asta? Nu cred. Nu. Poate așa trebuie să fie, că vine toamna și să ne pregătim de sezonul rece, să avem imunitate. Credeți în COVID? Există? Dacă n-am fost pățită, nu cred. V-ați vaccinat? Nu. De ce credeți că au crescut din nou acum cazurile de COVID? Pentru că, în general, oamenii sunt puțin dezinteresați, nu au grijă de igienă, de, nu știu, și cred că se exagerează totuși. Credeți că există COVID? Cred că există COVID, dar s-a bătut prea mult monedă pe această temă și... Sunteți vaccinată? Nu. De ce nu ați ales să vă vaccinați? Pur și simplu că consider că Dumnezeu este vindecătorul nostru și că organismul nostru așa a fost creat de la Dumnezeu încât să ne autovindecăm dacă suntem atenți, dacă suntem conștienți, dacă asigurăm o oarecare protecție organismului. Ați avut în familie cazuri cu COVID? Nu. În tot noianul de vești rele există și o parte bună. Dacă acum două săptămâni 23 de persoane solicitau zilnic vaccinul anti-COVID, pe data de 27 iulie serul a ajuns la 60 de persoane.